Haideți să ne apropiem de Joia Mare. Nu știu dacă eu sunt cuplat pe ecranele dumneavoastră, dar cu toată mișcarea de aici, de pe scenă, probabil că e nevoie de... Numai puțin, trebuie să cobori. Mulțumesc frumos! Suntem în Săptămâna Mare și a început duminica cu sărbătoarea din biserica noastră, dar am încercat în săptămâna aceasta să înlănțuim câteva teme legate de regele nostru, de împăratul nostru. Mulțumesc lui Manu pentru gândurile și ideile lui, dar duminica de flori, toată mulțimea l-a întâmpinat pe regele, cântând, dragii mei, primirea lui cu bucurie. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Dar imediat după aceea, Dumnezeu întrupat, Domnul Iisus Hristos, se retrage în camera de sus și în Joia Mare îl găsim la masă împreună cu ucenicii lui, etalându-și inima, etalându-și iubirea. Și despre asta vom vorbi în această seară. În Vinerea Mare îl vom vedea biruind altfel decât biruiesc domnitorii lumii acesteia, nu călcând în picioare oameni. Citiți numai capitolul 7 din Daniel, fiară după fiară se ridică și încep să cucerească teritorii pentru ei. Dar Domnul Iisus s-a lăsat călcat în picioare și biruința lui, dragii mei, nu se compară cu biruința domnitorilor din lumea aceasta, pentru că tocmai așa a venit să așeze El o împărăție veșnică pe pământ. Iar în duminica învierii, dacă vom trăi și Domnul nu va reveni, ne vom bucura de încoronarea regelui, întâmpinarea regelui, inima regelui, victoria regelui și încoronarea regelui. Dar să ne retragem în Joia Mare. Și acolo Domnul Iisus, regele, împăratul nostru, șetalează inima în fața ucenicilor săi. Suntem la masa Domnului și Pavel începe așa în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 23, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, și m-aș opri pentru o clipă, Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, luați cele două expresii, noaptea vânzării și ocazia vânzării. Nu era o noapte ca toate celelalte nopți, dragii mei, de-a lungul lucrării Domnului Iisus Hristos. Vânzătorul era cu el la masă, erau doar ei, doar ai lui, după 3 ani și jumătate, pregătindu-se de plecare. Și de aceea actul iubirii lui din această noapte este cu atât mai semnificativ, cu cât și-o arată față de Iuda, față de vânzătorul lui prezent acolo, dându-l în vileag. Și cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos continuă să-L iubească până și în Ghețiman, dragii mei, până la capăt. În versetul 30 din capitolul 13, când Domnul Iisus a dat bucățica lui Iuda, el a ieșit în grabă din mijlocul ucenicilor și Ioan precizează, era noapte, era noapte. Era noaptea vânzării Domnului Iisus Hristos. Era noapte. Și asta ne aduce în capitolul 13, când el se așează la cină împreună cu ucenicii lui să-și etaleze inima. Aș lua doar două versete pentru început, versetul 1 și 34. Iisus, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. A urmat spălarea picioarelor, cina cea de taină, după care Domnul Iisus le explică tot ce a făcut și în versetul 34 îi însărcinează pe ei cu același mod de trăire și slujire. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.
Dar cum i-a iubit Domnul Iisus? Cum ne-a iubit? Cum a iubit biserica Domnul Iisus Hristos? Ca să imit iubirea Lui, să trăiesc cum a trăit El, mai întâi trebuie să mă încarc, să mănânc, dragii mei, pilda iubirii Lui, pilda slujirii Lui. Și asta simbolizăm ori de câte ori întindem mâna în blid și luăm pâinea și vinul. Mâncăm pe Hristos ca să trăim cum a trăit El. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Dragii mei, putem pomeni pe Domnul Iisus Hristos rostindu-i numele, cântându-i probabil, dar îl pomenim pe Domnul Iisus Hristos dacă ceea ce mâncăm devenim. Dacă mâncăm trupul și sângele lui Iisus Hristos, pilda iubirii și slujirii Lui, devenim ca El, trăim ca El. Pavel spune: nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Dar cum a trăit Hristos în tine, Pavele? Mâncându-L pe Hristos, dragii mei, trăind cu Hristos, citindu-L pe Hristos, încărcându-ne cu Hristos. Doar așa este posibil să-L pomenim pe El cu adevărat. Luați, mâncați, pilda iubirii mele. Poate nu ne-am gândit niciodată. Luăm o bucățică de pâine și o băgăm în gură, spunem o rugăciune scurtă și avem impresia că am participat la ritual. Dar cum ar fi să nu uiți că toți suntem ceea ce am mâncat de-a lungul vieții, nu-i așa? Ori dacă am începe să mâncăm prin omul dinăuntru sau pentru omul dinăuntru pilda iubirii lui Hristos, cum ar suna porunca de la cină: luați, mâncați, aceasta este iubirea mea care se cheltuiește pentru voi. Luați, mâncați pilda iubirii Domnului Iisus Hristos. În Ioan capitolul 13, versetul 34, ne spune tocmai această poruncă: iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Cum să iubesc cum a iubit Hristos dacă n-am mâncat, nu m-am încărcat cu iubirea lui Hristos? Dar iubirea, dragii mei, nu e un sentiment, ci este acțiune. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, l-a jertfit pe Fiul Său, pe singurul lui Fiu pentru noi. Și de aceea, ca să înțelegi iubirea lui Hristos, trebuie să vezi acțiunile iubirii Lui și scopul iubirii Lui. Și în Efeseni, capitolul 5, versetele 25 la 27 spune: El s-a dat pe sine pentru ea, pentru biserică, pentru noi, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să ne iubim și noi unii pe alții, ne spune textul mai departe. Dați-mi voie să iau pe rând acțiunile iubirii Domnului Iisus Hristos ca să putem mânca într-un fel pilda iubirii Lui, să ne încărcăm cu ea și noi. S-a dat pe sine pentru ea, pentru biserică, ca să o sfințească. A sfinți înseamnă a pune deoparte. E dintr-un loc și îl muți în alt loc. Și dacă aș cita doar un singur text din Coloseni, capitolul 1, versetele 13 și 14, Pavel scrie colosenilor: El ne-a izbăvit din împărăția întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El, chipul Dumnezeului celui nevăzut, ne-a izbăvit din împărăția întunericului și ne-a sfințit, ne-a mutat, ne-a pus deoparte pentru sine. Doar că această lucrare are foarte mari implicații teologice. Pentru că Dumnezeu se leagă cu propriile Lui legi. Cu alte cuvinte, El nu poate călca legile care le dă El. Și în felul acesta, Pavel vine și ne explică cât de complicată a fost sfințirea noastră, punerea noastră deoparte, primele patru versete din capitolul 7 din Romani. Versetul 1 este un principiu. Versetele 2 la 3 aplică principiul, ilustrează principiul pe planul fizic, relația dintre un bărbat și o femeie, dintre soț și soție. Iar versetul 4 ridică
principiul pe un plan spiritual. Observați, principiul este acela, operează și în lumea fizică, dar operează și în lumea spirituală, în relația noastră cu Hristos. Dați-mi voie să încep cu principiul din versetul 1. Nu știți, fraților, vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. Legea este procurorul lui Dumnezeu și legea apără dreptatea lui Dumnezeu. Și întrebarea este, cum adică legea are stăpânirea omului câtă vreme trăiește el? Acesta sunt eu sau ești tu? De ce are legea stăpânirea asupra mea? Pentru că eu eram în coapsele lui Adam în Eden. Și Dumnezeu a zis, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Or Roman, capitolul 6, versetul 23 spune, plata păcatului este moartea. Dacă legea este procurorul lui Dumnezeu, legea nu se liniștește până când plata păcatului nu este plătită. Dar ce s-ar întâmpla dacă eu, omul căzut în păcat, ar trebui să fiu nimicit de Dumnezeu? Implicațiile sunt uriașe, țin de veșnicia noastră. Și de aceea ceea ce sărbătorim în săptămâna mare hotărăște dacă vom fi cu sau fără Dumnezeu în veșnicie. Dați-mi voie să las pe Pavel să mute principiul acum la relațiile dintre soț și soție, dintre un bărbat și femeie căsătoriți. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Observați, legătura aceasta o hotărăște legea lui Dumnezeu care consfințește relația de căsătorie. Când Dumnezeu a binecuvântat pe Adam și Eva, dragii mei, a consfințit această relație și relația de căsătorie este o relație pe viață. Până când moartea ne va despărți, spunem la altar, când avem între noi momente de căsătorie. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, da? Nu mai este sub legea aceasta. Moartea a dezlegat, a rupt relația. Și versetul 3 continuă. Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Cu alte cuvinte, este în păcat. Dar dacă îi moare bărbatul, atunci nu mai este prea curvă. Se poate căsători cu altul, spune Scriptura. Este liberă. Legătura s-a rupt. Moartea a rupt legătura aceasta. Observați, legea stăpânește nu doar asupra mea, cât trăiesc, ci legea stăpânește și asupra relației dintre mine și soția mea, câtă vreme unul dintre noi trăiește. Pentru că ambele relații, și relația cu Dumnezeu și relația dintre noi, este într-un fel pe viață, este pentru veșnicie. Acum, spuneam că Dumnezeu însuși se supune legii Lui. Și de aceea principiul care operează și în planul fizic îl putem muta sau Pavel îl poate muta în planul spiritual. Observați ce se întâmplă în planul spiritual. În momentul în care Adam a luat din mâna soției lui fructul oprit, din pomul cunoștinței binelui și răului, a urmat judecata și alungarea din Eden și un zid de despărțire a căzut între om și Dumnezeu. Dar el a ales între doi Dumnezei, a ales între cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul șarpelui și în momentul acela legătura dintre om și Dumnezeu, omul creat după chipul lui, se reface în legătura cu cel rău, cu diavolul. Noi despărțiți de Dumnezeu, dar legați de diavolul. Acum, dacă legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el, m-aș bucura să moară el, soțul meu, diavolul. Dar el este un înger și este veșnic. Și singura soluție este să mor eu. Dar dacă moartea mă prinde legat de cel rău, pentru eternitate voi fi al lui. Duceți-vă în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerul lui, pentru că sunteți căsătoriți cu el. Cum rezolvă Dumnezeu mântuirea mea? Ce face Dumnezeu în săptămâna mare prin întrupatul Lui Fiu ca să poată să mă mântuiască, să-mi ofere veșnicia împreună cu El? Luați principiul și mutați-l acum în planul spiritual. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos ați murit în ce privește legea, ca să fim al altuia, al celui care a înviat din morți, și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Observați, prin trupul lui Hristos ați murit în ce privește legea, adică trupul acela târnat pe lemn
cu piroanele în mâini și cu lancia în coastele lui, este o moarte fizică. Legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește în el. Dacă ar fi un simplu muritor, un muritor de rând, un păcătos ca oricare dintre noi, moartea lui n-are absolut nicio valoare ispășitoare, mântuitoare. Dar pentru că este întrupatul Fiul al lui Dumnezeu și deși a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, fără păcat, dragii mei, când El a murit, noi am murit împreună cu El. Miracolul mântuirii este o moarte care ne-a fost împrumutată. Și asta este taina mântuirii, dragii mei. Asta se întâmplă în Săptămâna Mare. Spre asta alergăm în Vinerea Mare și apoi spre Duminica Învierii. Dumnezeu ne împrumută moartea Fiului Său. Și în felul acesta, relația cu cel rău se rupe și relația cu Dumnezeu poate fi refăcută. El ne poate lua mâna ca mireasa lui, așteptând nunta mielului la sfârșitul istoriei. Aceasta înseamnă că El s-a dat pe sine însuși pentru ea ca să o sfințească. Dumnezeu nu putea, oricât de puternic ar fi, să ne smulgă din mâinile celui rău. El a trebuit să rămână drept față de sine. Și El a spus încă în Genesa, plata păcatului este despărțirea de Dumnezeu, este moartea. Observați cât de complicată a fost problema pentru Dumnezeu? Pentru noi este simplu. Noi spunem da invitației Mirelui și suntem mântuiți dacă credem în El și dacă rămânem credincioși până la moarte. Dar prețul a trebuit să-L plătească Dumnezeu însuși, care era în Hristos, împăcând lumea cu sine. În 1 Timotei, capitolul 2, ne spune că El, Hristos, s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Pentru toți. Cu alte cuvinte, acolo în Hristos era întreaga omenire. De la Adam până la ultimul om care va trăi pe pământ. Și asta este taina mântuirii lui Dumnezeu. Dar dacă El s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, întrebarea este, oare toți primim în mod automat, oricare muritor primește în mod automat rodul jertfei lui Hristos? Nici de cum. Pentru că Dumnezeu când ne-a creat, ne-a dat libertatea de alegere între viață și moarte, între binecuvântare și blestem. Și de aceea jertfa Domnului Iisus Hristos poate fi acceptată sau refuzată. Și Dumnezeu, dragii mei, nu va călca libertatea de alegere a nimănui. În schimb, se bucură de orice gest mic pe care îl facem. De orice gest mic pe care îl facem. Întrebarea este, cine ar vrea să refuze jertfa lui Hristos dacă știm ce se va întâmpla cu veșnicia noastră? Cine? Dar întrebarea este, cum se acceptă jertfa Domnului Iisus Hristos? Prin mărturia publică în apa botezului. Duminica trecută am avut un botez, am văzut câțiva dintre noi care au lăsat să fie smulși din împărăția întunericului și strămutați în împărăția Fiului Dragostei Lui. Și textul vine și vorbește despre lucrul acesta. Cum ne-a iubit Hristos sau cum a iubit biserica? S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Observați, sfințirea sau strămutarea noastră în împărăția Fiului Dragostei nu se poate face decât după ce suntem curățiți prin botezul cu apă. După ce suntem curățiți prin botezul cu apă. Foarte interesant. S-ar părea ca Petru să-l contrazică pe Pavel și Pavel pe Petru. Când Petru spune, nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă botezul cu apă? Ați văzut cei care ați fost cu noi duminica trecută? Un om a dispărut pentru o secundă, după care a înviat din morți. A fost îngropat și pe urmă a înviat. Și toate acestea, dacă n-ar avea realitatea spirituală în spate, dragii mei, n-ar avea absolut nicio valoare pentru noi. În Coloseni, capitolul 2, versetele 11 și 12, ni se spune că în El ați fost tăiați împrejur, nu cu tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, prin dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Și uitați-vă ce scrie mai departe, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Observați, ritualul botezului are în spate o realitate spirituală obiectivă, clară.
de netăgăduit, moartea și învierea noastră împreună cu Hristos, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Dar textul nu se oprește aici. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă și m-am întrebat, de ce mai adaugă Pavel prin cuvânt? De ce e nevoie de curățirea noastră în ambele aspecte sau de ambele aspecte pentru curățirea noastră? Botezul cu apă îl faci odată pentru totdeauna. Dar cum adică ne curăță Dumnezeu prin cuvânt? Ce-i cuvântul? Nu ne spune Pavel în Efeseni că este sabia Duhului? Și Duhul este Cel care aplică mântuirea la viața noastră și are instrumentele Harului în mâna Lui, sabia Duhului și comunitatea Duhului. Prin botez intrăm în mijlocul fraților noștri. Dar cuvântul este Cel care ne dovedește vinovați ori de câte ori am păcătuit și ne aduce la crucea Domnului Iisus Hristos. Dacă ne botezăm odată, dragii mei, trebuie să ne pocăim de foarte multe ori, de-a lungul vieții, în permanență trebuie să ne pocăim pentru că trăim în păcat sau cel puțin în trupul acesta atins de păcat și se întâmplă să cădem. Ce faci atunci dacă plata păcatului este moartea? Ce mare har că Dumnezeu ne-a oferit o soluție. În Ioan capitolul 13, Domnul Iisus Hristos se așează la masă împreună cu ucenicii lui într-o seară ca aceasta. Iisus, care știa că i-a sosit ceasul ca să se întoarcă la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. I-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul l-a pus în inima lui Iuda ca să-l vândă, Iuda Iscariotanul, fiul lui Simon, ca să-l vândă, Iisus, care știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, a făcut câteva gesturi. În primul rând, El știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se întoarce și de aceea a avut puterea să dezbrace de hainele Lui, da? Să se scoale de la masă, să se dezbrace de hainele Lui, să se încingă cu ștergarul și să ia apă într-un lighean și să înceapă să spele picioarele ucenicilor Săi. După care să le șteargă cu ștergarul care l-a încins. Un ritual înțeles de cei din vremea lor, pentru că vremea lui, pentru că îl practicau de 16 secole. Dar observați așa cum principiul pe care l-am luat din roman, l-am ridicat pe plan spiritual, Domnul Iisus ia un aspect fizic și ridică înțelesul lui pe un plan spiritual. Și versetul 6 ne spune că a venit la Simon Petru. Și Simon Petru, când l-a văzut pe Iisus cu ligheanul, a zis, tu să-mi speli mie picioarele? Și Domnul Iisus se uită la el și spune, Petre, tu nu înțelegi ce fac eu acum, dar vei înțelege mai târziu. Petru spune, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. În momentul acela, Domnul Iisus îl pironește cu privirea și face o afirmație absolut crucială. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea deloc parte cu mine. Oare cât de gravă trebuia să fi fost afirmația Domnului Iisus ca să tresară Petru să spune, Doamne, dacă așa stau lucrurile, nu doar picioarele, și capul și mâinile. Avea parte cu Domnul Iisus. Ar trebui să însemne cel puțin ce a spus tâlharului de pe cruce. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Cu alte cuvinte, avea parte cu Domnul Iisus nu mai puțin decât mântuirea noastră, decât veșnicia noastră. Și atunci întrebarea este, ce a vrut să spună Domnul Iisus? Când Petru sare cu gura și spune nu doar capul, ci și mâinile și picioarele, sau nu doar picioarele, ci mâinile și capul, Domnul Iisus se uită la el și spune, nu, nu, cel care s-a scăldat odată, cine s-a scăldat odată, nu trebuie să spele numai picioarele ca să fie curat de tot. Cel care s-a scăldat odată, observați, este un scăldat, și sunt repetate spălări ale picioarelor. Și mântuirea este definită prin acești doi termeni. Dar prin acești doi termeni. Și Domnul Iisus spune, voi sunteți curați, dar nu toți. Pentru că El știa cine este vânzătorul din mijlocul lor. După ce a terminat să spele picioarele,
s-a îmbrăcat cu hainele lui și le pune o întrebare. Înțelegeți voi ce v-am făcut? Doamne, cum să nu înțelegem? Povestea asta noi o practicăm de secole. Nu. Înțelegeți voi aspectul spiritual pe care am vrut să-l comunic prin ceea ce am făcut? Și Domnul Iisus Hristos continuă. Voi numiți, mă numiți învățătorul și Domnul vostru și bine ziceți că sunt. Dacă eu, învățătorul și Domnul vostru, v-am spălat picioarele, citiți cu mine cei pe ecran, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. De câte ori, Doamne, de 7 ori în fiecare zi, doar de câte ori este nevoie. Observați, un scăldat și repetate spălări ale picioarelor. Eu v-am dat o pildă ca să faceți cum am făcut eu, spune Domnul Iisus. V-am dat o pildă ca să faceți cum am făcut eu. Luați, mâncați. Nu doar pilda iubirii lui Iisus, ca să deveniți ca El, să devenim ca El, ci luați, mâncați și pilda slujirii lui Iisus, ca să putem sluji ca El. Cum ar fi să las textul acesta să așeze înaintea noastră înțelegerea mântuirii? Mântuirea implică, spuneam, un scăldat și repetate spălări ale picioarelor, dacă le-am înțeles în sensul în care Hristos a vrut să-l comunice. Dați-mi voie să iau, las Biblia să explice textul acesta. Am întit capitolul 3, versetul 5. El ne-a mântuit și pe urmă sunt 4 lucruri pe care le înșiră textul și îl voi citi un pic mai încolo. El ne-a mântuit nu pentru, ci pentru, prin și prin, da? Nu pentru, ci pentru și prin și prin. Și acum ascultați textul. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. El ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou, corespondentul scăldatului, și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Dar cum face Duhul Sfânt înnoirea? Folosind sabia Duhului, dragii mei, să ne dovedească vinovați în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Observați, mântuirea trebuie să aibă un început, dar pe urmă, pe drum, avem toate problemele și toate căderile și e nevoie de toate ridicările noastre, dragii mei, și acolo este foarte important să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să-și facă lucrarea în viața noastră. Foarte mulți se închipuie, hai să fac și treaba asta, să mă botez. N-am să uit pe bunul lui Puiu, dar la 80? La 92 de ani. Vreau să mă botez, cuscre, îmi spune mie. Well, l-am adus să poate intra în baptistier. Poate că în mintea lui a gândit, o fac și pe asta, că cine știe, poate ajută, poate nu, da? Polițai toată viața lui. Observați, mulți gândim în felul acesta. Dacă m-am botezat, gata, mi-am luat biletele spre cer. Nu. După ce a curățit-o prin botezul cu apă, virgulă, prin cuvânt. Curățirea se poate face doar prin ambele aspecte. Trebuie să existe un scăldat și repetate spălări ale picioarelor. Domnul Iisus nu inventează lucrurile acestea, nici autorii Noului Testament. Cartea Exod este cartea pivotară a Vechiului Testament. Aici avem căile Domnului descoperite. Are 40 de capitole și 3 ingrediente majore. Răscumpărare, lege și cort. Răscumpărarea s-a făcut în baza sângelui mielului pascal, pus pe ușorii ușii prin credință, prin ascultarea credinței. Și când îngerul morții a trecut prin Egipt, a văzut sângele și a trecut pe lângă, past over, da? A trecut pe lângă. Și în felul acesta, evrei sau egiptenii care au făcut lucrul acesta, au ieșit din Egipt vii și nevătămați, întâi născuți din fiecare familie. Dar au ajuns la Sinai. Și la Sinai Dumnezeu le spune, ați văzut ce am făcut Egiptului, cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine? Acum, dacă, notați-vă rog condiționalul, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu, veți fi o împărăție de preoți. Dar ce-ar putea rupe relația cu Dumnezeu? Dragii mei, păcatul, călcarea legii. Ce ne-am face dacă Dumnezeu n-ar fi adăugat cortul întâlnirii cu jertfa și marele preot? Odată am ieșit din Egipt, o singură dată, dar de-a lungul întregii mele vieți, ori de câte ori păcatul m-a atins, trebuie să fug
să-mi rezolv relația cu Dumnezeu la altar, prin jertfă și prin mijlocirea marelui preot. V-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți, scrie Ioan în prima lui epistolă. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Observați, noi ne încreștinăm ca să fim transformați într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos, să învățăm să iubim ca El și să învățăm să slujim ca El. Și cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască cum a trăit Iisus, spune versetul 6. Am văzut ce l-a costat pe Hristos ca să ne sfințească, să ne mute din împărăția întunericului în împărăția dragostei Lui. A trebuit să moară pentru noi, ca apoi, în baza morții Lui, pe care noi o ilustrăm prin botez și prin hrănirea cu cuvântul lui Dumnezeu, El să poată să-și atingă scopul Lui. Pentru că primul verset spune, i-a iubit pe ai săi care erau în lume până la capăt. Și de aceea iubirea lui Hristos trebuie să realizeze ceva în viața noastră, care suntem biserica lui. El s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dragii mei, niciunul dintre noi încă n-a ajuns până acolo. Suntem pe drum, în mijlocul bătăliilor, pe terenul dușmanului și de aceea celebrăm și ne aducem aminte de moartea și învierea Lui cu fiecare ocazie în care întindem mâna în blid. În Evrei, capitolul, în Efeseni, capitolul 1, versetul 4, spune, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Observați, sfinți și fără prihană, nu înaintea oamenilor, nu înaintea mea, ci înaintea Lui. Or, El este lumină desăvârșită, în El nu este întuneric. Acolo n-ai cum să te prezinți cu petele de pe hainele tale. Sfinți și fără prihană, înaintea Lui. Sfințirea ca mântuirea, pentru că o acompaniază de-a lungul vieții, are cel puțin trei etape. O etapă inițială, una progresivă și una finală. Priviți imaginea. Trebuie să intri pe poartă, să umbli pe cale, să ajungi la țintă. Intru pe poartă atunci când sunt izbăvit din împărăția întunericului și strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Dar ce se întâmplă pe cale? Păi noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor și duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Știți ce face hoțul? Vine să fure, să junghie, să prăpădească. Ispitele sunt peste tot și el știe toate punctele vulnerabile din viața noastră. Cum mă apăr de ele? Intrând în procesul sfințirii progresive, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Observați un proces în care creștem într-o asemănare a Domnului Iisus Hristos, să învățăm să iubim ca El și să slujim ca El. Dar când îl vom vedea pe El, abia atunci vom fi ca El. Vom primi trupul de slavă ca trupul celui înviat din morți. În Filipeni, capitolul 3, versetele 20-21, Pavel scrie filipenilor, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Dragii mei, va veni ziua în care, într-o clipă, vom fi schimbați cei care vom apuca venirea lui Hristos. Morții vor învia în trupuri de slavă, noi vom primi trupuri de slavă, să-L întâmpinăm pe noi, pe Domnul nostru. Dar sfințirea nu este un scop în sine, ci este doar un simplu mijloc spre scop. Și dacă Domnul Iisus este să ne iubească până la capăt, cum i-a iubit pe ai săi până la capăt, dragii mei, capătul nu se încheie cu moartea și învierea Lui și înălțarea Lui la cer, ci capătul se încheie când Tatăl este mulțumit. Când toți suntem prezentați înaintea cerului, sfinți și fără prihană, după așteptările Tatălui. Și de aceea,
Domnul Iisus continuă să ne iubească până la capăt și să desăvârșească ceea ce a început în noi, dacă rămânem și primim mântuirea în termenii Lui. În Ioan ni se spune, tocmai în versetul pe care l-am citit, că El i-a iubit pe ai Săi până la capăt. Ori capătul este nunta mielului. Nunta mielului. Uitați-vă la textul de la sfârșitul Scripturii din Apocalipsa, capitolul 19, versetele 6 la 8. Și am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Haleluia! Domnul Dumnezeul nostru a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Și priviți versetul 8. I s-a dat să îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. I s-a dat să îmbrace haina de nuntă. Haina de nuntă nu mi-o fac eu, nu mi-o obțin eu, nu o merit eu, trebuie să o primesc. Unul singur mă poate îmbrăca cu ea. Cel care, deși a fost aruncat într-un mormânt, a treia zi a înviat din morți, ca dovadă a neprihănirii lui. De aceea moartea nu l-a putut ține. Dragii mei, numai neprihănirea lui Hristos este suficientă pentru ca să fiu primit în prezența lui Dumnezeu. Toate eforturile noastre n-au nicio valoare. Până și faptele noastre bune sunt ca niște haine mânjite, spune Isaia. Mireasa lui Hristos, îmbrăcată în haina albă a neprihănirii pe care Hristos a câștigat-o pentru ea, va fi prezentată înaintea Tatălui, înaintea Mielului, Mirele Ceresc și înaintea întregului cer. Slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Sfântă și fără prihană, ca rod al iubirii lui Hristos. Ca unul care știa că Tatăl era toate lucrurile în mâini și de la Tatăl a venit și la Tatăl se întoarce, pentru că iubea pe ai Săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Vreau să vă spun, până când nunta nu va fi, capătul încă n-a sosit. Știți ce spune Scriptura? Și astăzi, în ceruri, la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu, am nevoie de mijlocirea paracletosului, mijlocitorului meu, avocatului meu. Ori de câte ori îmi cer iertare, el se ridică în fața completului de judecată, spune: Tată, iartă-i, am plătit pentru păcatul lor. Ori de câte ori mă pocăiesc, ori de câte ori îmi cer iertare. Și de aceea, iubirea lui continuă să se revarse peste noi câtă vreme vom trăi pe pământ. Și abia acolo, la nunta mielului, va fi ajuns capătul, până la care Hristos și-a iubit mireasa, ne-a iubit pe noi. Așa va începe nunta pe care o așteaptă cerul întreg și spre care aleargă istoria. Dragii mei, săptămâna mare nu-i despre noi, este în primul rând despre El. Pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Imaginați-vă nunta aceea și cinstea și onoarea pe care nu mireasa, ci mirele o va primi. Știți de ce? Pentru că cerul întreg va vedea mireasa îmbrăcată în hainele neprihănirii pe care Hristos a câștigat-o cu prețul vieții Lui, cu prețul vieții Lui, prin faptul că s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Iisus, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. După ce Iuda a ieșit din mijlocul lor, Domnul Iisus le dă o poruncă nouă a lor Săi. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu.
Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Dar apoi urmează versetul 35. De ce să o facem, Doamne? Pentru că misiunea bisericii n-are nicio putere și nicio valoare, dragii mei, fără asta. Putem face toate programele din lume, putem clădi toate clădirile care le dorim. Dacă relațiile dintre noi nu încep să semene cu relația lui Hristos cu ucenicii săi, suntem complet ineficienți în misiunea și mărturia noastră. Și de aceea versetul 35 spune: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea o dragoste adevărată unii pentru alții. La cina Domnului, chiar dacă e joi și nu-i prima duminică din lună, noi trecem prin principiile care ni le-a oferit Hristos ca să ducem mai departe lucrarea Lui. Și țineți minte, am trecut prin câteva dintre ele. În secerișul Domnului, oamenii sunt vizați, nu programele și clădirile, oamenii, pentru că împărăția lui Dumnezeu e pentru oameni și din oameni formată. Apoi, secerișul fiind al Domnului este croit pe măsura lui, nu pe măsura mea. Și de aceea visează la ce s-ar putea face, chiar dacă ți-s mâinile pline. Bucură-L pe Dumnezeu că te interesează planurile Lui, cum L-a interesat pe David planurile tatălui și a vrut să-i facă o casă, chiar dacă nu sosise încă vremea. Și de aceea Dumnezeu L-a apreciat. Dragii mei, chiar dacă ai fi un Iacov care ți-ai furat dreptul de întâi născut, dar cel puțin te preocupă, nu ca pe fratele lui Esau. Visează la ce s-ar putea face, nu la ceea ce poți face, nu te lăsa limitat. Și apoi lucrarea aceasta, pentru că e mult mai mare decât sunt eu, reclamă un efort de echipă. Și principiul pe care aș vrea să-l subliniem acum este că în echipă contează credincioșia și nu locul pe care îl împlinești. Dacă dai un pahar de apă în numele unui ucenic sau unui proroc, vei primi o răsplată egală cu ei. Ce extraordinar e Dumnezeu! Spunea Enos că Dumnezeu a plătit totul în avans. Și asta este inima, inima lui Dumnezeu. Noi răspundem la iubirea lui Dumnezeu. Nu merităm iubirea lui Dumnezeu, răspundem la iubirea lui Dumnezeu. Dragii mei, toată lucrarea mântuirii este o lucrare de echipă. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt conlucrează împreună ca să-și termine lucrarea. Dar noi suntem în săptămâna mare, în perioada Domnului Iisus Hristos, care încă e pe pământ și sfârșește lucrarea. Și El urmează să dea mai departe ștafeta Duhului Sfânt. În echipă contează, deci, credincioșia cu care slujești. Și nu slujirea care o ai în mâini. Poate fi nebăgat în seamă de nimeni. Tu fă-o de dragul Domnului și fă-o cu credincioșie. Luați, mâncați iubirea și slujirea lui Hristos ca să deveniți ca El. Priviți o clipă desfășurarea istoriei. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl a ctitorit mântuirea, Domnul Iisus Hristos câștigă mântuirea, Duhul aplică mântuirea la viețile noastre. I-ați văzut vreodată certându-se între ei? De ce unul nu în locul celuilalt? Nu, nu. Dragii mei, priviți credincioșia Domnului Iisus Hristos prin prisma serii pe care noi o celebrăm. În noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și s-a dus până la capăt. Și vom vedea mâine seară în grădina Ghețimani, când stătea cu paharul păcatelor și murdărilor omenirii în mâini, îngrozit a zis: Tată, dacă se poate, depărtează paharul acesta de la mine. După care a continuat: totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești